Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi continui cu verificarea cuiburilor pentru a face cât mai facilă intrarea la iernat, ceea ce înseamnă pregătirea de iernare începând cât mai devreme posibil. Asta înseamnă facerea loc la cuiburi, să facem loc cuiburilor, să aibă unde depune ouă, matca, și să scoatem surplusul de miere care survine, de care dispune și care poate fi luat. Mă trebuie să estimezi bine acest lucru. Aici mai am 3 rame după diafragmă, au fost lăsate pentru să scot această diafragmă, au fost lăsate pentru a matura mierea, să dăm un pic cu apă și oțet, să nu neglijăm acest lucru. Și pe folie, și pe mărgini la stup putem, da, deci să putem noi lucra liniștiți. Așa, ia să vedem ce rame avem. Cele cu miere le pun în partea stângă. Mierea s-a maturat, albina a părăsit această ramă. Punem în partea stângă. Bun, deci selectăm ramele ce merg la extracție. Aceasta este o ramă care nu va merge la extracție, este o ramă pe care albina o va gestiona cum crede ea. Trebuie urmărit cuibul, să vedem pe unde ne aflăm. Încă o ramă ce va rămâne albinei în partea din spate aici. Bine, acum să vedem ce avem în cuib, fiindcă ea ramele cu mierele pune aici în partea cuibului, aduce mierea cât mai aproape de puiet. Și putem avea foarte multă miere. Iată, a lipit albina aici foarte bine. Trebuie să ne facem loc acum, să văd de unde să-mi fac acest loc. În funcție de cum încep, poate în dreapta, poate în stânga, unde pot scoate o ramă. Iată ce a propolizat aceste troci. Le vine rândul și lor. A propolizat foarte bine. Eu totuși cred că această ramă n-are puiet pe ea și putem să o scoatem ușor. A, se scoate. Prima ramă trebuie bine proporizată și asta este o ramă care nu mai este chiar utilă, dar are miere pe ea, deci această zonă, miere necăpăcită, o folosește, chiar dacă este maturată acea miere, albina o va folosi pentru hrana imediat, adică imediat trebuie să mănânce puietul care eclozează. Și ce ramă dau eu la, adică încă nu știu sigur ce ramă scot, dar de obicei cele mărginașe astea din margine le scot afară dacă nu are nici albină prea multă. Iată, are păstură. Așa, deci această ramă va rămâne datorită păsturii, va rămâne în stup. Acea păstură este esențială imediat în perioada următoare, iulie-august,
este foarte, foarte important. Bun. Ia să vedem, are puiet aici. Nu are, deci asta este o ramă ce merge la extrasă, da? Asta o ducem afară din stup. Bun, trecem la următoarea. Așa. Sunt foarte mulțumit de cum arată coloniile de albine, dar treaba asta s-a făcut cu un pic de efort și niște calcule în a utiliza, zic eu, anul acesta, acidul formic. Aici mai are ceva puie de trântori. Acum, văzând această ramă cum arată, văd că va fi o ramă mărginașă și ea. Și lângă ea, ai în acest spațiu, băgăm o ramă goală. Mă duc să o aduc. Nu am convingerea că va o amătca în ea, dar treaba este că are nevoie de această ramă. Ca să nu mai mărească așa tare coronițele, o să vedeți imediat, rama următoare. Oțet din abundență pe aceste rame, fără nicio teamă. E cel mai bun. Oțetul este antinosema. Se folosește acidul acetic glaciar, dar eu prefer oțetul. E alimentar. Bag 20% și treaba e bună. Pot introduce ramele stropite imediat în cuib. Așa. Deci să vă arăt următoarea ramă. Destul de groasă cu coronița din câte am văzut. Hop. Hop, hop. Au propolizat și ea. Și s-a rupt Hoffmanul. Așa. Prima ramă pe care se află puiet în acest stup. Puiet căpăcit. E, oricum, această ramă va fi retrasă de către albina. Ia, ramă cum era. Albina o să se retragă și de pe acea ramă. Mai departe. Deci o lucrare simplă, dacă ai ajuns până aici cu albinele, trebuie să ai grijă acum să mărești cantitatea de puiet. Iată ce frumos. Da, superb. Superb, coroană subțire, e perfect. Mai departe. Amuză un pic o situație pe YouTube-ul ăsta, că oamenii nu prea mai găsești informație concretă. Ce faci, cum așezi, unde pui, de ce pui. Nu prea mai există această informație, a cam dispărut. Aici avem o oat,
Bun, arată bine. Matca este aici pe mijlocul ramei. Ramă goală, bună, bună pentru a umple repede cu ouă. Și ce-mi place este că are celulele goale. Deci nu va fi nevoie de mare scofală, adică să îi bag eu nu știu ce rame. Iată, în acest caz nu mai este nevoie să scot o ramă din mijloc. Dar având miere suficientă, estimez eu că încă o ramă cu miere merge dată la centrifugă. O altă ramă bună pentru acum, pentru a depune. Iată, avem larve acolo, frumos, treaba-i bună. Treaba-i foarte, foarte bună. Super, super colonie aceasta. Dacă mai vin și cu un pic de turtă la ea, turtă proteică din această dată, nu trebuie să lipsească, ai scos mierea, trebuie să stai cu turta proteică pe ea. Nu foarte multă, dar îi trebuie și în acea turtă proteică să-i bași ce vrei tu. Adică să știi ce e în ea. Dacă vă place cea din comerț, puteți să o folosiți. Dar eu o prefer pe cea făcută de mine. Iată, aici probabil a fost miere și aici este o matcă care își organizează bine cuibul, are loc pentru o ap suficient. Foarte fain. Îmi place mult. De acum, albinele nu prea mai au ce face pe afară. Florile sunt rare, a mai plouat pe aici, dar dacă mai găsești un pic de polen, mă refer în luna iulie, august, începutul august, ar fi ideal, dar nu peste tot este această situație să găsească polen. Bun, iată încă o ramă cu cuie. Mult, mult puiet. Și ce mă surprinde, avem celule de trântori. Deci, îi merge bine acestei colonii. Merge foarte, foarte bine. Singurul lucru ce nu merge bine la ceea ce văd eu, este că ce rame scot eu cu miere de la aceasta? Deci scot două rame deocamdată. Mai trebuie lăsată una full cu miere, la cantitatea de puiet care o văd. Îi trebuie o ramă full cu miere. Asta merge scoasă, avem a treia ramă care va fi extrasă. Așa. Plus că mai are stimularea cu miere de după diafragma ursul. Asta este avantajul acum, acest moment. Hai să și scutur această ramă, să o duc. O luăm de aici. Și acum, în acel loc, cât încape, pot să-i adaug două rame. Bun, iau această ramă. I-am adus alta, s-o curăț. Și o să-i mai rămână încă o ramă full cu miere, pentru a avea miere de rezervă, să-i zicem. Îi lăsăm miere destulă.
umplem bine, bine cu apă, cu oțet. Așa, și această ramă o adăugăm în locul celeia care i-am scos. Rama care o consider eu fulcumiere este aceasta. Opa! Hai sus! Da, e suficient. Dacă îi rămâne această ramă cu miere, e perfect. Așa arată plină de albină. Pun la loc, îi mai adaug o ramă goală aici. Și treaba e bună. S-au necăjit un pic, dăm cu apă, cu oțet și le vom liniști. Bun, deci aici vine o ramă goală. Astea trei rame cu miere, două le scot eu. Și cam atât. Până data viitoare. Până data viitoare. Numai bine.